Mei. Suntem într-o țară budistă. Temple, statui uriașe, aurite chiar, ale lui Buddha. Ne vor ieși în cale în aceste etape prin țara oamenilor liberi, Thailanda. O țară modelată de această credință. O credință care are la bază un concept simplu, dar cu implicații complexe. Karma. Contrar a ceea ce cred mulți, nu este vorba despre predestinare, despre un destin neinfluențabil. Dimpotrivă, este vorba despre acțiune și reacțiune, despre cauză și efect. Faptele bune atrag energie pozitivă, iar pe termen lung te pot ajuta să primești iertare pe calea spre adevăr și iluminare. Și îi se spune karma bună. La polul opus, faptele rele sau mai puțin bune, pe termen lung, îți zădărnicesc eforturile. Iar repercursiunile negative se vor simți când nu te aștepți. Sub forme la fel de neașteptate. Are o logică clară și un demers pe care îl numim bun simț. Dar nu e de ajuns să înțelegi teoria, ci trebuie să pui înțelegerea în practică. Și o să începem să o facem din seara asta, pentru că voi trebuie să aveți o karmă bună. E începutul Asia Express, nu? Cel mai greu din 7 sezoane. Și după cum ați văzut, am 3 prietene aici, foarte vesele, cu o karmă senzațională, care o să vă împartă costumele pe care va trebui să le purtați până ajungeți la întâlnirea cu mine pentru imunitate. 3 doamne foarte drăguțe pe care le-am recunoscut imediat ca fiind parte din tripul AK cu care noi am construit. Luați fiecare câte un costum. Noi de unde luăm? Din ce parte? Ați găsit bilețelele în... Da, am găsit. Haide că intru în operație, haideți. Hai mă, că mă încape. Bun să se așez pe sal. Ce este? Acum, bă, cum îmi arată șurteta. Zona mântărită. Bă, ok, ne dăm hainele jos. Te vede țuca dezbrăcat? Nu mai există, mă, rușine. Nu mai există demnitate, nu mai există nimic. Ne dezbrăcam... Ca la pușcărie. Fix ca la pușcărie, când vezi în filme. Gata. Păreți mult mai curați, mai puri. Arătam ca o armată de pacienți de la Socola. Pentru a găsi adevărata cale a faptelor bune, un bun exercițiu este cel al nepătării, al curățeniei. Ca să fii curat în interior, în mod evident, va trebui să faci asta și la exterior. De asta vă spun că arătați primeniți. Albul este simbolul purității și serenității lui Buddha. Cine ajunge mâine la imunitate va fi binecuvântat. Cu cazare? Masă. Va fi absolvit de cursa pentru ultima șansă. Și va avea 2 zile de concediu. Doamne ajută! Dacă te întingi, iar mănânci. Ce ghinion am avut la tras? Trebuie să facem lucruri îmbrăcați în alb și să ajungem cât mai curați la destinație. Urcă tu în benă, imaculat, impecabil, cu rucsacul pe care l-am trăznit pe jos să scăpăm de el. Și acum tu, dintr-o dată, să devii înger. Este nevoie de o misiune. Facem alt joc acum, azi? Așa facem noi ordinea plecării în cursă după jocul de Joker. Toți eram albi, puri, frumoși, cu ouăle în față. Aveți în față ouă? Multe. Multe ouă. Nu știu, că nu-ți dădeai seama. Multe ouă. Toți ne uitam la ouăle alea și fiecare se gândea la toate nebunile. În credința populară din Thailanda, ofranda celor 99 de ouă ar aduce multă karma pozitivă. Numărul 99 poartă noroc și asigură o viață îndelungată. Oul simbolizează viața și credința în ciclul universal al vieții. Așa că va trebui să faceți o primă ofrandă. Și anume, 99 de ouă. Ok. Va trebui să le duceți la adresa pe care o veți găsi în plic. Eu o să vă împart mapele, plicurile. Aici aveți cei 2 dolari pe zi, aveți telefoanele de producție și tot ce aveți nevoie pentru această cursă. Va trebui să luați 99 de ouă fără să folosiți acea farfurie. În fața voastră nu sunt neapărat 99, să știți, trebuie să le numărați. Nu trebuie să luați mai multe. Trebuie să plecați de aici exact cu 99 de ouă. E important să știți că le întreți sau nu?
Vor trebui să fie întregi, pentru că ele vor fi numărate când ajungeți la misiune. Dacă nu sunt 99, va trebui să mai faceți rost din vecinătate de alte ouă. Apoi veți face ofranda în templu și așa veți primi următoarele indici. În momentul în care terminați de numărat 99 de ouă, puteți pleca. Deci putem folosi ce avem în rucsac? Orice, da. Orice avem în rucsac. Da. Faptă, dragilor! Mulțumim! Mulțumim! Uniformele albe din start, eu sunt mega neîndemânatică. Deja vedeam cum sparg ou, dau peste ele. Din start mi-am distrus karma. Mulțumim mult! Mult succes în pumnii! Să vedem unde punem ouăle. Da, unde le punem? Noi, din fericire, aveam două sacoși la noi. Am ce le aveam? Noi când ne uităm la Asia Express, noi ne uităm cu foaie și pix, pentru că nu știi niciodată ce o să-ți fie de ajutor. Dacă vine pregătit, e vina ta. 9, 10. Andreea avea niște săculeți, săculeți speciali. Mulțumesc, Andrei. Soțul meu știe că el mi-a comandat. I-a comandat, da. Pentru cosmetice. Am și prosop. Se bălângă-ne acolo, aici noi trebuie să le ținem, le înfășurăm. Am prosop. Nu. Eu mă gândeam în ce să băgăm ouăle. Am zis că le punem într-un șal și le răsucim. Și el a zis nu, într-un rucsac. Într-un sac. L-am și capitonat, mi-am pus un tricou, tricou în care dormeam și înăuntru băgam ouăle. Câte ai acolo? Trebuie să le ține și unul. Lasă că le pun unul. Am că tu mișcă încet. Hai, unde ești? Mai mergem în stradă, mergem? Hai, hai, da. Nu știam unde să mergem. Stai, citește plicul. Duceți ouăle în siguranță până la templul Wiangsa Temple, Sikkam, Mae Chan District. În cazul în care nu aveți 92 ouă întregi, va trebui să completați numărul căutând în vecinătate, apoi veți face ofranda în templu pentru a primi următoarele indicații. Mamă, deja s-a spart unul când curge. Da? Să vezi cum ajung. Costumul meu pe care Irina ne rugase să îl păstrăm cât mai curat pentru momentul reîntâlnirii cu ea, ca să ne evalueze câtă grijă am avut de puritatea veșmintelor noastre. Era deja galben și cu un genunchi și pe altul. Nave, please help us. We need to go to Meichan District. Please. În spate. Please. Please. Please, I'm sick. Please. Hai. Hai. Ce fac mă, ăștia deja au luat mașină? Du-te mă, nu te cred așa ceva. Mihai și Ioana nici n-au făcut doi pași, deja au găsit mașină. N-ai mă. Urcă și mută astea. Nu știu cum s-a întâmplat, că noi tot primii am plecat. Ne-am descurcat foarte repede, i-am arătat șoferului unde trebuie să ajungem cu ouăle și ne-a luat. Ne-a luat. Dai măi, ia de sus, ține de jos. De unde, Doamne, iartă-mă, cade? Nu știu. Am vrut să am atât de multă grijă de ele pentru că Irina mi-a spus că e vorba despre karma. Și zic, băi, dacă eu murdăresc costumul ăsta, karma mea nu mai e bună. Și, din păcate, s-a murdărit la primul pas. Băi, frate, de unde cade? Ce, Doamne, iartă-mă! Hai să le așezăm aici, că o să-ți cadă toate, să le prindem ca lumea. Ușor. N-am avut o karmă foarte bună. Gata? Ușor. Vreau nu spui și mie că le închizi, că nu le închizi. Asta o las cadou aici. Să ia cineva. Hai. Haide. Ia-o. Dă-mi. Eram dezamăgită de bluza pe care am avut-o, că n-am legat-o bine. M-am supărat foarte tare, însă am mers printre vecini. Acolo le pun? Thank you so much. Thank you so much. Thank you. You're so kind. Haide. Babe. Babe, ascultă-mă! Este pentru prima dată te uiți un pic la mine? Asculti. Mașinile vin de acolo încolo, unde mergem noi. Noi dacă înaintăm, ei iau mașina înaintea noastră. Veneau adică echipele din ai după, înțeles ce ți-am spus? Normal. Am luat-o în... Dar tu unde erai cu logica? Eram un pic plecată. Dacă nu ne o concentrăm un pic și suntem așa haotici, nu o să facem nimic. Sorry, sir. Can you help me with something? Can you take us? Yes. Foarte rapid, așa, pac, pac. Uite, ăștia au intrat în curte la om. Și am vrut să fac același lucru. Da? It's in your way? Da. But it's in your way? Can you take us? Can you drive us?
Yes, thank you very much. Hai că venim. It's not that far, right? Yeah. Let's thank go. You. Let's go. We can stay on the back? Yes. 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 Okay, thank you. Ți-am zis. Ți-am zis că e în colomane. Până ne-am prins noi de direcție, că ne contraziceam. Baie în stânga, baie în dreapta, baie încolo, baie încolo. Îi arăt pe rând, se duceau să urcau și la o mașină. Deja m-a apucat să disperă. What? Piensa? Yes. Haide, că ai zis da. Doamne, zic, cum mă urc în asta? Trage-mă de mâna asta la altă. Era să cad. Era să cad cu capul de asfalt. Și acum trebuie să reușesc. Gata, Giozdanu eram. You are angels if you take us. Oh, angels. We have to get some eggs. Yes. Yes. Okay, okay, thank you. Thank you. Capcuca. Yuhu. Hai, hai să mă sui. We have some eggs. We have some here eggs. Here and there. Hai, începe cu alea. Ok. De să nu sfărți nimic. Ok. Thank you, thank you, thank you. Stop, 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 stop. Stop, stop. Stop. Hai, repede, 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 repede. Val Vârtej ne-a dus băiatul ăla. Ne-a dus? Ne-a dus până acolo. Și când ajungem? Aoleu, Adi. Nu doar că erau în fața noastră Adrian și Cosmin, ei aproape terminau proba. 94, 95, 96. Cum au ajuns ei înaintea noastră, când noi luasem singura mașină de acolo? Eram primii. Da. Surprinzător. Uite, bă, sunt deja două echipe aici, bă. N-ai cum. Aaa, suntem pe locul 3. Mm. Am așteptat, practic, să ni se numere și nouăle. Hai, să mergem. Trebuie să căutăm două. Da, se pare că da. Efectiv, doi bărbați nu mai aveau... două. Poate îmi dai peste mână. Scuze. E coadă la... E coadă la O? Da. Și am sigur că suntem între primii, doilea, gen, eram sigur. Ce să vezi, pe când am ajuns era deja coadă la templu. Era coadă la O. We need two eggs, two eggs. Can please you give us we eggs? Have no money. We are in a TV show. Two eggs. Eu am încercat în engleză să le explic faptul că ne trebuiesc eggs. Două. Dacă zici eggs, nu te înțelege nimeni. Hey, please. Here. Two. Aici, yes. We have no money. No money. Thank can, you. Can thank you. Perfect. Thank you. Perfect. Da, a, ies, și-a yes. arătat acolo. Deci, nu cred că aș fi făcut așa rost de repede de ouă. De unde, mă? Au trecut două minute și vezi cu două, trei ouă cât aveau ei nevoie să le pună la loc. Băi, dar ce ați făcut, mă? 99 de ouă le-am oferit și ne-a dat plicul următor. Prima imunitate se făcut, dar nu, what? Masi Express, Gods of Mars. Am discutat steagul Asia Express? Într-o nouă misiune. De atunci, căutați steagul Asia Express în what? What? God. Plicul ăsta l-am citit în șoaptă, misiunea asta de pe... Pentru că erau toți în spatele erau noastră. Toți la un metru în spate. Făceau. Dacă era ceva ce trebuia să faci acolo și se prindeau. Încă unul, Doamne, încă unul, Doamne. Nine. X99. Hello, hello. Următoarea destinație